În perioada sărbătorilor de iarnă, în fiecare an, lucruri magice parcă se întâmplă. Unele sunt minunate și bucuroase, cum ar fi vizita moșului sau un om de zăpadă care parcă capătă viață. Mulți oameni pot spune că simt magia Crăciunului în aer. Unele lucruri nu sunt atât de minunate în perioada Crăciunului. În fiecare an, rata răpirilor, crimelor și a cazurilor de suicid de asemenea cresc drastic. Chiar și atunci când lucruri oribile ca acestea se întâmplă, oamenii simt, dar rare ori recunosc, că este un fel de magie a sărbătorilor în spate, cu toate că este o magie întunecată. Un exemplu vine de la un demon al Crăciunului, cunoscut sub numele de Krampus. Acesta este cunoscut în țări precum Germania sau Elveția, ca fiind cel care răpește copiii răi în toiul nopții de ajun de Crăciun. Uitați, aici este o relatare. 6 decembrie 2013. Numele meu este Eli Rockford. Fix acum când scriu, am împlinit 7 ani. În acest jurnal mărturisesc ceva ce nu pot spune familiei mele, pentru că nu m-ar crede. Mi se spune des că inteligența îmi depășește vârsta, pentru că fac și spun lucruri pe care mulți alți copii de vârsta mea nu le fac. Dar dacă spun o poveste stranie părinților mei, nu contează cât de mult încerc să-i conving, ei îmi vor spune că este doar imaginația mea. Astăzi când m-am uitat pe fereastră la strada de lângă casă, am văzut un om care arăta ca o umbră cu coarne. Ochii lui străluceau cu un galben straniu și văzându-l mă speria tare. El zdrângânea pentru un motiv niște clopoței, dar am încercat să-l ignor și să adorm. Apoi am auzit o bătaie în ușă. Am coborât să văd dacă cine bătea o căuta pe mama sau îl căuta pe tata. Dar când am ajuns acolo, cineva a stricurat o vedere pe sub ușă și a fugit grăbit. Pe vedere era pictat un monstru care avea picioare de taur, o coadă și coarne pe un craniu de capră care arăta jumătate uman. Mi-era atât de frică că era chestia pe care am văzut-o pe stradă, încât nu știam ce să fac în continuare. Cred că știu ce este, dar sper să mă înșel. I-am arătat vederea tatei și a spus că era Krampus. În partea de jos scria Gross von Krampus. Tati spune că în fiecare an de Crăciun, Krampus pedepsește fetele rele și băieții răi, iar Moș Crăciun aduce jucării băieților și fetelor cu minți. Așa că acum nu mai mi-este frică. Întotdeauna primesc jucării de Crăciun. Sunt cu siguranță un copil cu minte. Dar nu i-am spus de chestia pe care am văzut-o în stradă. 24 decembrie 2013. Părinții mei vor fi plecați majoritatea nopții și de ziua de Crăciun din cauza locurilor de muncă stupide pe care le au. De obicei deschidem cadourile la ora 6, dar trebuie să așteptăm ca mami și tati să ajungă acasă mai întâi. Mama i-a spus lui Brad, fratele meu mai mare, că vom avea un babysitter pentru că nu avea încredere suficientă că o să poată să ne supravegheze pe toți 5 de unul singur. I-a lăsat pe Brad de să ne supravegheze. Dar ultimele două dăți când am fost lăsați singuri, am spart multe lucruri, așa că a sunat-o pe Rebecca să aibă grijă de noi. Rebecca a sosit pe la ora 5, ea era foarte frumușică și Brad nu se putea opri din a se holba la ea. Mama și tata au plecat la scurt timp după ce a ajuns. Era prima dată când trebuia să aibă grijă de 6 copii în același timp și nu cred că și-a dat seama în ce se băgase. Sora mea mai mică, Molly, de 3 ani, a început să ure după ce părinții au plecat. Levi și Garrett, gemenii mai mici de 5 ani, au început să se bată. Brad vorbea toată noaptea cu Rebecca, iar Rachel a stat închisă în cameră toată seara. Mama și tata au spus că ziua următoare primeam cadourile de Crăciun, dar redeschideam odată ce ei ajungeau acasă. Am făcut ciocolată caldă la aparat, dar era stricat și a ieșit parcă prea fierbinte și a mâncat toate acadelele. Rebecca a început să ne ducă la culcare pe la ora 8 și a terminat pe la ora 9:30. Cu toate că se citea oboseala și frustrarea de pe fața ei, ne-a spus că s-a distrat, că nu și-ar fi imaginat un Crăciun mai frumos. M-am trezit în toiul nopții, cam pe la ora 11. Am văzut o lumină roșie că-și vărsa lumina opacă pe zăpada iernii. M-am uitat pe geam. Un obiect roșu se apropia de casa noastră cu viteză. Semăna cu o sanie trasă de un ren.
Am recunoscut imediat că acea sanie era a lui Moșu, așa că m-am grăbit să mă ascund sub scări, așteptând ca Moșu să intre în casă prin șemineu. Prin fereastra din dreapta a sufrageriei am văzut cum sania s-a ridicat un pic în aer până deasupra casei, urmat de sunetele copitelor de ren pe acoperiș. Am avut grijă să stau cât de nemișcat posibil și să nu scot niciun sunet. Am așteptat parcă o eternitate până când doi bocanci negri au aterizat în casă, urmat de Moșu plin de cenușă, cu un sac mare de cadouri în spate. Fără să scoată o șoaptă, Moșu merse direct spre bradul nostru de Crăciun și începu să întindă cutii de cadouri sub el. După, s-a îndreptat fix spre prăjiturile cu lapte pe care le pregătisem pentru el. Am stat în tot acel timp cu inima în gât, parcă mi-era greu să și respir. Nu-mi venea să cred că l-am văzut pe Moș Crăciun în carne și oase. După ce a mâncat prăjiturile, Moșu a mers spre șosetele noastre decorative și le-a umplut cu dulciuri și acadele. A pus mai întâi în șoseta lui Molly, dar când a ajuns la cea lui Levi, i-a pus cărbuni în loc de bomboane. Am încercat să mă abțin din râs, dar am scos un chițăit involuntar. Moșu se întoarse și se uită în jur. Am rămas încremenit. S-a întors înapoi la șosete, stând cu spatele la mine, și pusese un cărbune în șoseta lui Garrett. În șoseta lui Brad pusese o acadea și un briceag. Rachel a primit un telefon nou și niște ciocolată KitKat. Într-un final a ajuns și la șoseta mea. Am așteptat anxios să văd ce urma să-mi dea. Moșul a scos un cărbune mare și negru și îl îndesă în șoseta mea. Un val de furie și tristețe mă lovi dintr-o dată. Aproape că mă ridicasem să-i zic vreo două, dar dintr-un motiv oarecare, Moșu avea lacrime în ochi. Părea de parcă simțea aceeași tristețe ca și mine, de parcă suferea că trebuie să dea cărbuni la copiii obraznici. Din acest motiv am rămas pe loc până Moșu a plecat. M-am uitat pe geam la Sania care era în zbor, îndepărtându-se în întunericul nopții. Am rămas gândindu-mă din ce motiv primisesem cărbunele, de ce am fost un copil obraznic anul ăsta. Oare cum aș putea să fiu mai bun anul viitor? Fix atunci am zărit ceva cu coada ochiului la geam. Era tot o sanie, dar de data asta de culoare neagră. Mă întrebam dacă cumva s-a întors Moșu aici. Poate a uitat ceva, poate a făcut o greșeală. Poate de fapt n-am fost obraznic și s-a întors să-mi dea ceea ce mi se cuvine. Mintea mea se ducea în 1000 de părți, imaginându-mi ce cadouri voi primi. Am auzit din nou sunetele copitelor pe acoperiș, urmat de un zdrângănit puternic din șemineu. Moșu ateriză în forță, într-o manieră mai gălăgioasă. Atunci am văzut că de fapt nu era Moșu, ci o creatură înaltă, cu coarne, în dugi alb-roșu. Pielea era foarte palidă, aproape albastră. Avea o barbă lungă, ca și Moșu, doar că era neagră și mult mai ascuțită. Avea nasul lung, iar fața era foarte bătrână, dar arăta mai uman decât credeam inițial. Dacă se ridica pe vârfuri, coarnele sale ar fi atins tavanul. Corpul său avea formă de om, dar înfățișare de animal. Picioarele sale erau îndoite și avea copite în loc de degete, asemănător cu un bou. Avea niște lanțuri rupte la încheieturi și în coadă. Avea dinți galbeni și ascuțiți. În ciuda acestor detalii oribile, lucrurile care ieșeau în evidență erau clopoței de pe el, împreună cu membrele tăiate ale copiilor care dădeau pe afară din sacul de pe spatele său. Acela era Krampus în carne și oase. Nu-mi venea să cred. Am văzut săni zburătoare, reni magici, l-am văzut pe Moșu, dar Krampus le-a pus capac la toate. Se mișca prin casă cu o viteză care m-a luat prin surprindere. Creatura era de cel puțin 2 metri înălțime, fără coarne, dar era mai gigantic decât orice altceva de prin casă. S-a îndreptat înspre șosetele noastre și a scos cărbunele din șoseta lui Levi. S-a jucat cu ea printre degete pentru câteva momente înainte să ia cărbunii din șoseta mea și a lui Garrett. După ce le-a studiat câteva secunde, un zâmbet larg și dințos a apărut pe fața sa. Copii mici obraznici, șopti el într-o voce mai aspră. Mă luase un fior pe șira spinării. Eram paralizat de frică și uimire, uitându-mă la acea creatură în sufrageria noastră. M-am uitat la el cum a trecut pe lângă bradul nostru de Crăciun și direct spre camera lui Levi și Garrett.
Am început să mă gândesc la ce-mi spusese tata, anume că Krampus biciuie copiii răi, îi fură și câteodată chiar îi mănâncă. Gândurile acestea îmi mișcau prin minte și îmi imaginam cum toate astea urma să li se întâmple gemenilor. Am încercat să urlu, dar nu-mi ieșea niciun sunet din gât. Când în sfârșit mi-a revenit vocea, era prea târziu. Creatura intrase la ei în cameră, iar țipetele lor de frică au înăbușit toată casa. Levi fugi din cameră plângând în hohote, urmat de Garrett. Brațul deformat al creaturii se întinsese din cameră și reuși să-l apuce pe Garrett de picior și să-l tragă. M-am ridicat din ascunzișul meu și am făcut semn lui Levi să vină înspre mine. Urletele lui Garrett încetaseră. Krampusul ieși din cameră de unul singur, parcă cu nasul mai scurt și cu fața mai deformată ca înainte. L-am luat pe Levi strâns de mână și am zbugit-o spre camera lui Brad. Am plâns la ușa lui, dar nu am primit nicio reacție. Aș fi putut să vorbesc mai tare, dar aș fi atras atenția Krampusului, care oricum se apropia de noi. L-am dus pe Levi în spălătorie și am zis să se ascundă în toboganul de rufe. Am început să-l îndesc cu haine în așa fel încât Levi să ajungă la parter fără să treacă pe lângă monstru. Înainte de asta totuși, l-am rugat pe Levi să dea drumul la aparatul de ciocolată caldă în momentul în care ajunge jos. Aveam un plan. Am început să mă pregătesc să scap și eu prin aceeași metodă, când Krampusul era doar la câțiva pași de mine. Bestia își slinsese buzele cu limba slinoasă în timp ce se apropie de mine. Din nefericire, în ciuda încercărilor mele, nu reușeam să alunec pe tobogan, iar creatura era mult, mult prea aproape. Mă așteptam ca respirația lui să fie fierbinte, în schimb era rece ca gheața pe pielea mea. Într-un final am reușit să alunec și în următorul moment eram la parter. M-am ridicat în picioare și am zbugit-o spre bucătărie. Bestia tropăia și mierlea la etaj. În bucătărie nu am dat de frățiorul meu, dar am văzut că a dat drumul la aparatul de ciocolată caldă. După sunetul pașilor creaturii, aceasta părea să nu fie prin apropiere. Așa că am dat să-l caut pe Levi. Nu era ascuns în niciun dulap și nici în sufragerie nu era de găsit. M-am gândit atunci că poate se ascunde la el în cameră. Așa că am pășit spre ea cât de tiptil am putut. Camera gemenilor era într-o dezordine infernală, dar nu era niciun semn de Levi. Erau urme de sânge pe pereți și m-a luat un fior rece pe șira spinării gândindu-mă că acel sânge aparține frățiorului meu. Pe peretele de lângă ușă era urma unei palme însângerate. Eram copleșit de groază. Îmi era groază să mă gândesc la frățiorii mei și mai ales la groaza sunetului de copite care se auzea de la etaj. Am mers de grabă înapoi în bucătărie și am luat carafa plină de ciocolată fierbinte. În timp ce mergeam ușor spre sufragerie, simțeam dintr-o dată că sunt urmărit. Era mult prea întuneric în cameră și nici nu puteam să văd unde erau întrerupătoarele de lumină. Singura sursă de lumină erau luminițele de la pomul de Crăciun. În timp ce mă uitam prin preajmă, am văzut ceva mișcându-se în colțul ochiului. Candelabrul zdrângănit de parcă cineva a dat peste el. O bufnitură puternică a însoțit scârțuitul candelabrului lovit. Când m-am uitat în sus la sursa mișcărilor, luminițele de Crăciun mi-au dezvăluit inculpatul. Creatura mișuna amenințător pe tavan precum un păianjen mare și deformat. Brațele sale erau încolocite într-un mod nenatural ca să-și poată menține strânsoarea pe tavan și în același timp să aibă tot timpul vedere cu acei ochi strălucitori ca focul. Îmi venea să urlu din toți rărunchii când l-am văzut, dar am strâns din dinți. Un zâmbet larg și aspru se formă pe fața animalului care mă pândea. Și-a dezlipit degetele de tavan și ateriză pe podeaua din fața mea. Asta a fost greșeala lui. Am aruncat ciocolata fierbinte direct în fața bestiei, făcând-o să se zvârcolească de durere. Imediat ce și-a acoperit fața opărită, a cărui carne început să se dezlipească de pe os, dezvăluind orbitele sale din craniu, un moment a stat nemișcat, iar eu eram destul de convins că am reușit să-l omor pe Krampus. În schimb, bestia a început, paradoxal, să scoată un râset cât se poate de malefic și cumplit. Sunetul ascuțit al glasului său era precum niște cuțite care nu făceau altceva decât să mă umple de groază. Cu atât mai mult m-am speriat când mușchii și țesuturile bestiei începură să crească la loc aproape instant, regenerându-și fața în câteva secunde. Chipul era de asemenea unei capre cu dinți ascuțiți, dar tot avea o vagă urmă de umanitate.
Avea barba la fel de lungă ca și înainte, dar acum părea ne la locul ei pe fața sa demonică. Am zbugit-o de lângă el și m-am ascuns în spatele bradului, reușind să evit brațele deșirate ale bestiei care încerca să mă apuce. Krampusul imediat s-a luat după mine, cu intenția clară de a mă răni. Am împins bradul artificial ca să cadă pe el și am zbugit-o la etaj în căutarea fratelui meu. Am strigat numele celorlalți din casă, dar nimeni nu s-a trezit, oricât de tare urlam sau băteam la ușile lor. Toată lumea își încuie camerele pe timp de noapte ca să nu ne deranjăm unii pe alții, iar ușile sunt de asemenea foarte groase și nu auz întotdeauna pe cineva din hol. Am început să urlu după Levi în speranța că mă va auzi și că îl voi găsi. Atunci Levi apăruse la capătul de sus al scărilor, ne-am uitat unul la altul, citeam numai teamă și tristețe în ochii lui. Începusem să merg spre el când frățiorul meu a fost străpuns de coarnele Krampusului. Trupul său neînsuflețit era tăvălit în toate direcțiile de creatura sălbatică, care convulsiona și contracta în stânga și în dreapta. Am văzut oameni care mor la televizor, dar în viața reală e cu totul altceva. E ceva oribil, ce nu ar trebui să-i se întâmple nimănui. Frățiorul meu nu merita așa ceva. Nimeni nu merita așa ceva. Sărbătorile de Crăciun ar trebui să fie pline de iubire și fericire, dar Krampus l-a umplut de ură și pedeapsă. M-am uitat neajutorat la modul brutal în care trupul frățiorului meu era deșirat de acel demon care l-a sfârșit. I-a îndesat rămășițele în coșul din spate. Creatura a pășit spre mine, clar cu intenția de a-mi face și mie la fel. Am reușit să mă feresc și să intru în camera goală a părinților și m-am dus direct la cel mai înalt sertar al șifonierului tatei. Era prea sus ca să văd ce era acolo, dar am pipăit prin sertar până când am găsit pistolul lui tata. Am reușit să pun două gloanțe când Krampusul m-a prins din urmă. Am tras de două ori în el și l-am nimerit. Dar creatura părea neafectată de gloanțele mele. Sunetul puternic al pistolului ne-a rănit urechile amândurora. Iar în timp ce demonul chiței de durere și se apucă de urechi, am profitat de ocazie ca să mă îndrept spre geam. Atunci am simțit cum ceva lung și subțire și slinos m-a apucase de piciorul drept, trăgându-mă înapoi cu putere. M-am uitat în spate și am văzut îngrozit cum Krampusul m-a apucase de picior cu limba lui uriașă și cu gura plină de dinți mari și ascuțiți larg deschisă. Respiram greu și adânc și am început să intru în panică cu cât mă apropiam mai mult de gura lui. Am început să lovesc cu piciorul stâng până când strânsoarea limbii sale slăbi, dar înainte să pot încerca să evadez, Krampusul început să mă zvârculească de colo-colo. L-am lovit a doua oară cu piciorul drept, iar el m-a aruncat afară pe hol, unde am încercat să șchiopă în încercarea mea de a alerga. Ajusesem la capătul holului, când am auzit o pocnitură zdravână la câteva momente înainte să simt o usturime puternică pe spate. Uitându-mă în urmă, am văzut că demonul de Crăciun mă lovise cu un bici, asemenea unui îmblăzitor de lei. Am simțit cum mi se prelingea sângele pe spate și o durere puternică mă acapara complet. Am încercat din răsputeri să alerg spre siguranță, dar Krampusul m-a prins din nou. Degetele sale lungi și reci m-au apucat de spate, apăsând puternic pe rana mea deschisă. S-a uitat fix în ochii mei înainte să mă azvârle și pe mine în coșul de mesteacăn din spatele său. Din afară coșul era de dimensiune mică, dar înăuntru este masiv. Am căzut ca în Alice în Țara Minunilor pe un morman de cadavre. Erau sute de mii de copii în acel coș îngrămădiți unii peste alții, unii mai vii, alții mai morți. În rest, în jurul nostru era doar întuneric. Nu se auzea niciun sunet, fie dinăuntru, fie de afară. Copiii rămași în viață plângeau, urlau, țipau din toți rărunchii, dar erau parcă fără glas. De fiecare dată când am impresia că nu se poate mai rău de atât, atunci eram dovedit contrariul. Am stat acolo neajutorat, parcă o eternitate. Câteodată mai venea un val de copii care au căzut victimă Krampusului. Într-un final, Krampus își îndesă brațul lung în coș și reuși să arunce o fată din mormanul de copii. Eu m-am prins de piciorul ei și m-am lăsat izbăvit. Când am fost scoși afară din coș, eu i-am dat drumul fetei și am căzut în spatele Krampusului. El nu observă că am evadat, fiind mai preocupat cu fata panicată din fața lui. S-a holbat la fetița care plângea pentru un moment înainte ca să o muște din carne cu toți dinții săi mari și ascuțiți. Nu am apucat să o aflu cum o chema înainte ca bestia să o devoreze, dar îi sunt dator cu viața pentru că datorită ei am reușit să supraviețuiesc.
M-am îndepărtat ușor ca să nu mă audă demonul care era ocupat cu masa sa. Nu aveam nicio idee unde eram. Totul era întunecat și era foarte frig. Probabil acesta este locașul creaturii. După ce monstrul termină de mâncat, deschisese o cutie de lemn și scuipă un obiect verde strălucitor. Apoi luă cutia și o puse în spatele unei uși ruginite. După câteva minute a ieșit din acea cameră fără o cutie și dispăru în alt loc, în lăcaș, lăsând și o ușă ruginită larg deschisă care îmi stârni curiozitatea. În spatele ușii ruginite erau rafturi întregi de cutii de lemn. Am văzut de asemenea o grămadă de jucării dubioase și păpuși de porțelan. Ușa se închisese în spatele meu, iar eu am rămas în beznă. Mi-am scos telefonul din buzunar și l-am folosit drept sursă de lumină. Am trecut pe lângă o jucărie Jack in a Box cu o față înfricoșătoare, apoi pe lângă un bebeluș de jucărie plin de vergituri și riduri. Am mai găsit și o păpușă de cârpă care arăta schelete putrezit. Acestea erau parcă jucăriile respinse de Moș Crăciun, până când am văzut că pe peretele din capăt era scris cuvântul „Cei greșiți”, scris cu roșu lângă un clovn cu craniu în loc de cap, ochi albaștri și mâini mari și cărnoase. Îmi era groază să mă gândesc că altcineva o fi fost captiv în această cameră. Când m-am apropiat de clovn, acesta se repezi în fața mea și mă întrebă: „Vrei să ne jucăm?” M-am speriat în ultimul hal și am sărit de frică în timp ce clovnul râse cu poftă. Dintr-o dată, toate jucăriile din jur parcă au prins viață. Toate jucăriile se uitau la mine insistent în timp ce eu mă foiam să găsesc ieșirea. Am găsit în schimb un alt mesaj scris pe un perete care zicea: „De ce nu putem muri odată?” Voiam să scap din acest iad. Când am dat de ușă, am încercat să trag de ea cu toată forța, dar am fost împiedicat de un soldat de jucărie cu asuri pe jumătate din față. Am lovit acea bucată ambulantă de plastic la o parte și m-am apropiat din nou de ușă când un bebeluș de forma de jucărie a apărut din întuneric și mă mușcă adânc de picior. Am căzut la pământ din cauza durerii. Am dat cu pumnii în capul jucăriei până când îmi dădu drumul. Atrocitatea dispăru în întuneric în timp ce celelalte jucării tropăiau și țopăiau în jurul meu. Din ce în ce mai multe apăreau, ieșind din cutiile de lemn în care văzusem că Krampus scuipase acea substanță verde. Jucăriile începură să murmure la unison, dar nu descifram ce spuneau. Treptat vocile lor se măriră și am înțeles cum spuneau: „Simte durerea, el ne-a omorât, dar nu de tot, m-a mâncat și mi-a scuipat sufletul aici, omoară-ne, vrem să murim.” Toate lucrurile pe care mi le spuneau erau cumplite. M-am ridicat ca să mă apropii din nou spre ușă, dar ele continuau să vorbească aceleași lucruri oribile. „Te vom mânca acum și el ne-a mâncat pe noi. Vreau să-ți scot ochii.” Deși continuau să spună astfel de lucruri, niciuna nu făcea un pas spre mine. Am văzut un schelet mic de jucărie îmbrăcat în Moș Crăciun, care mișuna pe la picioarele mele. O altă jucărie era agățată de tavan cu șuruburi și dădea din mâini și picioare încercând să scape. Am văzut o masă de lucru cu un taburet unde era ursulețul de pluș cu ghiare mari de urs și dinți de om în gură. Am realizat că aceasta era fabrica de jucării bântuite a lui Krampus și plănuiam să ies de aici înainte să fie prea târziu. Am trecut pe lângă masa de lucru și am început să trag de clanța de la ușa ruginită. Ușa era foarte grea, dar într-un final am reușit să o deschid suficient încât să mă strecur afară. Lumina de pe hol începu să inunde camera cu jucării, iar acestea s-au retras înapoi în umbră ca să o evite. Am închis ușa în spatele meu și m-am sprijinit cu spatele de ea, încercând să-mi trag sufletul. M-am uitat în jur la singura cameră pe care o recunoșteam. Am trecut pe lângă masa lungă unde fusese devorată acea fată fără nume și am încercat să evit să mă gândesc la acel moment. Am intrat într-o cameră unde era ușa deschisă, cu foarte mare grijă. Camera respectivă era plină de tot felul de biciuri, fierăstrăuri și alte instrumente de tortură. Am mers de-a lungul camerei lipit de perete. În întunericul rece al încăperii am observat trei uși mari de lemn. Lângă uși era, de asemenea, un geam de unde se vedea cum ningea atât de lin și frumos. Erau două uși față în față cu geamul, iar cealaltă era în dreapta acestuia. Am decis să deschid a treia ușă, gândindu-mă că aceea e, logic vorbind, calea către ieșirea din acest loc. Pereții erau plini de rafturi, iar pe rafturi erau aliniate tot felul de măști urâte.
Unele aveau coarne, altele aveau limbi lungi ca de șarpe sau dinți de animal sau peticuri de carne de om. Una dintre aceste măști avea coarne de cerb, la vârful cărora erau aprinse niște lumânări. Decorul era atât de ciudat, iar camera atât de mare, din moment ce acele uși erau practic o continuare a acesteia. M-am îndepărtat de ea fără să o închid, de frică că dacă voi încerca să o închid la loc, că va face gălăgie, iar Krampusul mă va auzi. Am mers tiptil, având mare grijă să nu mă lovesc de ceva, îndreptându-mă spre ultima ușă rămasă. Am deschis-o încet și cu mare grijă. În spatele ușii era o altă încăpere, unde era un brad de Crăciun straniu, parcă stând cu susul în jos și de culoare mov. Trunchiul era pe podea, dar crengile bradului creșteau parcă în direcția opusă. Bradul era colorat cu luminile roșii și verzi și de asemenea cu oase mici. Era un alt geam în această cameră pe aceeași parte ca și cealaltă. O altă ușă gata deschisă ducea către un hol împreună cu două semne de direcție. Cea din dreapta avea scris camera de observație, iar cea din stânga scria spre grajduri. M-am dus spre grajduri gândindu-mă că poate dau de un ren pe care pot să-l fur și să zbor naibii de aici. Acum că mă gândesc mai bine, asta era o logică stupidă din partea mea. Am deschis ușa către grajduri și imediat am fost asaltat de un miros oribil. Mai era și gheață pe jos și era foarte alunecos. Erau 8 grajduri aliniate pe peretele din dreapta, fiecare dezvăluind capurile demonice ale unor reni. Sub fiecare cap era o ușiță gravată cu numele fiecărui ren. Am citit numele lor cu voce tare în timp ce le dădeam târcoale. Fiecare animal era grotesc în felul său. 2 dintre ei aveau craniile descoperite. Toți aveau dinții sparți, unii aveau coarne și alții aveau sânge uscat pe corp. 7 dintre ei aveau ochii strălucitori, roșii. Slasher, Wrathful, Gorgon, Putrid, Cyclops, Rabies, Goner. Ultimul ren arăta ca Rudolf cu nasul roșu venind din iad. Făclii aprinse îi se zbăteau din nas, prelingându-se pe obraj până la coamă. În spatele coarnelor sale masive se vedeau scântei de electricitate. Pe acesta îl chema Blitzkrieg. Am decis că nu e idee bună să merg cu vreunul dintre ei, așa că am căutat altă cale de evadare. Din păcate, singurul lucru pe care puteam să-l fac era să mă întorc de unde am plecat. M-am uitat atent în jur, căutând cu disperare oricare altă metodă să scap. Atunci am descoperit și sursa frigului în acest loc. Un colț mare din cameră lipsea complet și ducea afară, dar eram mult prea sus ca să ajung acolo. Am plecat de la grajduri și m-am dus în camera de observație. Clanța de la ușă era rece bocnă și această cameră, la fel ca celălalt, era foarte mare. Un perete plin de monitoare, cel din mijloc fiind cel mai mare, la care era conectat o tastatură. În fața acestuia era de asemenea un scaun de birou. Fiecare ecran afișa câte un copil, unii în condiții jalnice, alții care își vedeau de treburile lor. Nu venea niciun sunet de la monitoare, în schimb auzeam sunetul unui ceas. Era ceasul deasupra ușii, care era la 5:45. Ziua de Crăciun nu începea la noi acasă decât la ora 6. Peretele opus celui cu monitoare avea tot felul de nume zgâriate pe el. M-am întrebat dacă numele acelei fete era scris pe acel perete. La dreapta monitoarelor era un semn marcat ieșire, dar ca să pot să ies era necesar să caut un nume la monitorul cel mare. M-am așezat pe un scaun și am scris Garrett Rockford. În față mi-au apărut 2 spărgători de nuci lipiți de trunchi, era clar după expresiile lor că sufereau, iar spărgătorii de nuci aveau aceiași ochi precum Garrett și Levi. Am căutat apoi Levi Rockford și același lucru s-a afișat. Am stat o perioadă încremenit, am început să plâng, am plâns cum n-am mai plâns vreodată. Printre suspinele mele, am auzit o alarmă și dintr-o dată, scaunul meu a fost întors și eram față în față cu Krampus. Părea atât de amenințător și sinistru, coarnele sale erau acoperite de sânge, avea degetele lungi și ghiare ascuțite, iar ochii săi ardeau puternic ca înainte, Ce obraznic, foarte obraznic, zise el și a scos limba lungă și slinoasă și începu să-mi lingă fața.
urmând ca să mă strângă de gât cu ea. Strânsoarea sa era mai puternică pentru mine. Tușeam și mă chinuiam să respir, dar eram complet neajutorat. Mă simțeam din ce în ce mai slăbit, iar plămânii mei ardeau din lipsa oxigenului. Știam că dacă nu fac ceva, urma să mor. Cu toată forța pe care o mai aveam, i-am dat un pumn în față. Din fericire, asta a fost suficient cât să slăbească puțin limba de la gâtul meu. Am profitat de acel moment ca să fug mâncând pământul. Simțeam cum tremură podeaua sub mine în timp ce copitele bestiei mă urmăreau. Îi puteam simți respirația rece pe ceafă. Am împins ușa și am ieșit în frigul de afară, iar Krampus continua să mă urmărească. Am fugit tot așa până când zăpada mi-a ajuns la genunchi, iar bestia a reușit să mă apuce și să mă tragă înapoi. Cerul nopții se lumină încet datorită răsăritului soarelui. Krampus încetă să mai tragă de mine. Mi-a dat drumul și se uită la soare cu uimire. O să mă întorc după tine, zise el înainte să se retragă în lăcașul său. Nu știu cât de mult timp am stat întins singur în zăpadă, însă la un moment dat, o siluetă veni în apropiere de mine. Cu fiecare secundă, se făcea din ce în ce mai multă lumină, iar silueta era și mai aproape acum. Singurul lucru pe care l-am observat era că acel om purta roșu. După mi-am pierdut cunoștința. Când mi-am revenit, o mână înmănușată era îndreptată spre mine. Mâna aparținea unui bărbat gras cu barbă și o căciulă caragioasă. Moș Crăciun? Am urmărit eu. E ok, băiete, răspunse el pe un ton calm și dulce. Te duc eu acasă. M-am trezit în patul meu de acasă. Rebecca, Brad și Molly mi-au zis că Garrett și Levi au fost răpiți în timpul nopții. Și același lucru îl știau și părinții și poliția. Am încercat să le spun ce s-a întâmplat cu adevărat, dar nimeni nu m-a crezut. Ba chiar se enervau pe mine de fiecare dată când abordam subiectul. Deci am renunțat să mai explic. Așa mi-am petrecut eu Crăciunul.